Salutare prieteni! Astăzi am să vă arăt cum se face o sincronizare a cheii la un Volkswagen Passat. De exemplu, eu am pățit ca la a doua cheie să rămân fără baterie pe o perioadă mai mare de timp. Când am luat cheia, am venit la mașină, nu mai funcționa. Am fost, am cumpărat o baterie nouă, am pus-o și degeaba. Nu mai puteam să deschid mașina. Nu mai, nu mai recunoștea. M-am documentat și am înțeles că dacă rămâne cheia pe o perioadă mai lungă de timp fără baterie, își pierde anumite funcții. Și trebuie sincronizată. Ca să o sincronizez, Trebuie să facem felul următor. Băgăm cheia în contact și punem contactul de 4 ori rapid. 1, 2, 3, 4. După care scoatem cheia, o băgăm din nou în contact și pornim motorul. Și cheia s-a sincronizat. Se încuie și se descuie. Deci mai repede o dată procedura. Atunci când rămâneți fără baterie la telecomandă, pe o perioadă mai mare de timp, trebuie să o sincronizați. Și cum o sincronizați? O băgați de 4 ori în contact rapid, adică puneți de 4 ori contactul rapid. După care scoateți cheia, o băgați din nou în contact și porniți motorul și atunci cheia se va sincroniza. Cam așa am pățit eu la la mașina mea și acest procedeu l-am făcut și a Funcționat. Eu cred că acest principiu este valabil pentru toate, toată gama Volkswagen cu sincronizarea chei.